Concedieri masive la complexul energetic Oltenia. 2000 de angajați vor fi disponibilizați din vara acestui an. Mai mult se estimează că alte 3000 de persoane își vor pierde locul de muncă până în anul 2020. Societatea a înregistrat în ultimul an pierderi foarte mari comparativ cu profitul. Acesta este motivul pentru care Consiliul de Supraveghere al Complexului Energetic Oltenia a avizat planul conducerii companiei, care prevede disponibilizarea a 2000 de angajați în anul 2016. În plus, se vorbește despre alte 3000 de persoane care vor pleca până în anul 2020. De aceea, sute de mineri și energeticieni au protestat în urmă cu o lună în capitală. Angajații sunt nemulțumiți de reducerile drastice de personal și consideră că această măsură nu va rezolva problemele complexului.